În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Spune Sfântul Apostol Pavel, nu mi-este amălăudat decât în crucea Domnului. Pentru cei ce pierd este nebunie, pentru cei ce cred este arma puterii și înțelepciunii. Începând de astăzi, inclusiv ziua cinstitei înălțării Sfintei Cruci, inclusiv duminica viitoare, va fi un ciclu de evanghelii și de cuvântări care sunt legate numai de puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci. Și pentru a înțelege sau a face o mică, dacă vreți, recenzie sau dacă vreți un mic rezumat la tot ceea ce numim Sfânta Cruce, trebuie să înțelegeți doar câteva lucruri importante. Spune în Evanghelia de astăzi că nimeni nu s-a suit în cer decât numai cel ce s-a coborât. Și iarăși spune, precum a înălțat Moise șarpele în pustie, așa a înălțat Dumnezeu Tatăl pe Fiul omului ca cel ce crede în El să nu piară. Deci ne întoarcem și plecăm exact de la punctul forte, ceea ce înseamnă în Evanghelie adevărata viață veșnică este ca lumea să te cunoască pe tine singur, adevăratul Dumnezeu, și pe Fiul tău, Iisus Hristos, care l-ai trimis în lume să mântuiască neamul omenesc. Dacă la naștere, în Evanghelia de la Cartea Neamurilor, întâlnim toată speța pământească pe linie iudaică a lui Iisus până la Iosif și nașterea din Fecioara Maria, iată că aici, în Evanghelia de astăzi, la Duminica de dinaintea Crucii, întâlnim toată speța lui Iisus Hristos în Sfânta Treime. Tatăl, Fiul, l-a trimis pe Fiul în lume, l-a chemat înapoi la El și l-a înălțat ca prin El lumea să nu piară și să aibă viață veșnică și aceasta prin Duhul Sfânt. Deci cărarea este foarte simplă. Deci putem vorbi în același timp de trei cruci. Una materială, deci cea pe care o vedem ca un catarg pe biserică, pe morminte, pe cripte, la gâtul credincioșilor, în tot ce numim noi monument sau tot ce vrem noi să însemnăm cu semnul Sfintei Cruci, Troițe și așa mai departe, care este semnul biruinței. Și pentru aceasta nimeni nu poate să-l profaneze, pentru că nu profanează crucea în sine și materia nu se lasă profanată, că ea este moartă, ci profanează semnul în sine a puterii Sfintei Cruci atunci când îl neglijează. Tot din această însemnare materială s-a trecut de multe ori și la acele comportamente excentrice când au început unii să spună că covorul are cruce, că bluza are cruce, că ștergarul are cruce, că poama dacă o tai are cruce, că dacă rupi nu știu ce are cruce. Dragă, crucea este în toate. Atâta timp cât prin Hristos toate s-au făcut, prin Hristos toate sunt și ale crucii. Dacă nu s-ar fi jertfit Hristos, dacă Hristos n-ar fi înviat, credința ar fi fost zadarnică. Dacă n-ar fi fost jertfa crucii, nimic din ceea ce este pe pământ nu ar fi avut folos sau ridicarea noastră spre cer. Că așa spune, ale tale, dintr-o ale tale, ție ți aducem de toate și pentru toate. Un, așa zis, patriarh, Ghenadie Scolariu, fiind cumva nu pe placul sultanului în anumite decizii pe care le lua la Constantinopol, la Patriarhia Ecumenică, a zis, trebuie să-i găsim un motiv să-i tăiem cap. Și-au pus un covor plin cu cruci să meargă Patriarhul Pierre ca profanând semnul crucii, să spună, uite, ai călcat semnul vostru creștinesc, să aibă motiv să-i adia. Patriarhul a venit liniștit la marginea covorului, a făcut trei mătăni, a sărutat crucea și a pus camilafca și a plecat direct la tronul sultanului, a făcut cuvenita închinăciune și a zis, de ce ai călcat semnul vostru creștinesc? Am călcat crucile tâlharilor, pe lui Hristos am cinstit-o când am ajuns la marginea covorului. Pentru că una este crucea de viață făcătoare, crucea lui Hristos. De aceea, Mântuitorul Iisus Hristos, când a vrut să dea sens vreunei cruci, a spus așa,
De este cineva vrednic de mine să vină după mine. Dar să vină și de bună voie, să vină și de plăcere, să înțeleagă că am această plăcere de a-L chema, de a-L primi, de a-L iubi, de a-L mântui, dar să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Adică ce să facă? Ce face agricultorul într-o livadă primăvară, la un pom frumos cu frunze și fără roade? Îi taie creanga, crapă cu cuțitul, pune o mladă dintr-un pom roditor, pune ceară de albină, bandajează și acolo va crește un port altoi. Și ce spune Mântuitorul? Eu sunt vița și voi mlădițele. Cine aduce roadă în mine să lasă să curăță, ce nu se taie și să aruncă în foc. Deci iată, acest sens îl are și acest simbol al crucii. Adică să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie, adică pe drumul crucii lui Hristos, care înseamnă ce? Crucea mântuirii. În momentul în care noi am respectat crucea materială și nu am profanat-o, în momentul acela dăm dovadă de ce? De pietate și respect sau de sacrament față de lucrul respectiv. De aceea, nu-ți pui cruci pe scândurile de la gard, nu-ți pui cruci pe hainele pe care le porți, nu-ți pui iconițele în buzunar la spate, nu pui crucea la breloc, la chei și o bagi în buzunar la pantaloni. Deci crucea se ține la gât. Ăsta e semnul de respect față de cinstita cruce. Este semnul nostru creștinesc, arma asupra diavolului, către care draci se cutremură și n-au putere să caute spre puterea ei. Trecând de la crucea cea văzută, trecem de acum la crucea cea nevăzută sau nematerială sau spirituală. Și această cruce spirituală are în ea o sumedenie de brațe. Primul braț este crucea vieții. Fiecare ne naștem cu un ghem, cu un mosor, cu un destin. Dar cineva va spune, păi ne vorbiți de predestinare? Nu! Îi explicam cuiva într-o zi următorul lucru. Dumnezeu spune în rugăciunea de împărtășanie, cele mai înainte nefăcute de mine în cartea ta sunt scrise, Doamne, vedeți, pe la rugăciunea a treia sau a patra de împărtășit. De ce? În preștiința lui Dumnezeu știe tot ce vom face, dar nu intervine în liberul arbitru al nostru să ne dirigeze. Adică în momentul când tu vrei să spargi casa cuiva să-ți sară un ochi, în momentul când vrei să bagi mâna muznarul cuiva să strupi un chicior, în momentul când îți bagi nasul, nu-ți fierbe oala să iei un par în cap, nu! Te lasă să mergi ca un idiot în ce direcție vrei tu să greșești, să conștientizezi, să înveți, să te descoperi, să te cunoști pe sine, să te înalți pe sine tu singur, că așa a spus Fiul Risipitor, mă voi ridica și mă voi duce la Tatăl meu și voi spune, am greșit la cer și înaintea ta. Deci, iată, crucea pocăinței. Și în momentul în care ai conștientizat greșeala, să înțelegi sensul adevărat al crucii. Și cum vă spuneam, această cruce spirituală are în ea drumul vieții. Este brațul cel mai lung, începe din pământ și se termină la cer, sau verticalitatea crucii. Pe orizontalitatea crucii stă întotdeauna mila și dragostea. Mântuitorul din milă a spus, iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Iar din dragoste a spus așa, eu vreau ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină, eu vreau ca toți să fie una, eu vreau ca lumea să aibă viață și să o aibă din belșug. Și iarăși Mântuitorul Iisus Hristos spune, iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Tot din bunătate și tot din milă face lucrul acesta. Dar la această cruce se adaugă mulțimea de cruci individuale a fiecăruia în parte, care sunt ca și fărâmăturile în prescura principală din care slujești, părticică din crucea respectivă, care este crucea lui Hristos, ce înseamnă păcatele lumii și păcatul lumii. Miluiește-ne pe noi, Cela ce ridici păcatele lumii, Mielul lui Dumnezeu, ce ridici păcatul lumii. Deci ridică și păcatul adamic, care e de natură îngerească, depășit minții noastre, prin taina cea din veacă ascunsă, dar ridică și păcatele lumii, nebuneala fiecărui tâmpit în parte, cu toate năbădăile lui care îl chinuiesc sau îl negăjesc sau nu vrea să creadă în Dumnezeu. Sau fiecare uituc și tuluc din ăsta
om întreg, sănătos la minte, care vine și spune, azi mă, eu nu cred în Dumnezeu, să o crezi tu, dacă tragi odată un trăsnet, își face cruce și cu picioarele, nu numai cu limba. Lângă această cruce a vieții, încep să se bifurce crucile personale. Cea mai înaltă și mai spirituală cruce este crucea despre care a vorbit Petru. Doamne, dar noi dacă am lăsat și mamă, și tată, și masă, și casă, și frați, și holde, și surori, și copii, și fii, și fiice, ce va fi cu noi în Duminica tuturor Sfinților? Și a spus, Petre, însutită plată veți avea, dar nu vă bucurați că scoateți dragi sau că faceți minuni. Astea sunt lucruri firești, nu de televizat. Deci când îi auzi fix la ora 12 să vină ProTV-ul că va izvorâ icoana lacrimi sau mir. Nu așa, dragă. Dumnezeu face minuni, numai nu vrem noi să le vedem. Când nu-ți rup gâtul cu mașina într-un accident și ești întreg dintr-o fierătanie făcută armonică, e minunea lui Dumnezeu. Când bei până nu mai poți și a doua zi ești sănătos, e minunea lui Dumnezeu. Când nasurzești ascultând lucruri porcoase, e minunea lui Dumnezeu. Când nu-ți arde limba vorbind și uneltind și clevetind și făcând rău, e mila lui Dumnezeu. Deci El ne suportă în fiecare clipă. Asta e cea mai mare minune. Vederea păcatelor, Isaac Sir. Și în momentul în care respecti crucea spirituală, respecti rangul cel mai înalt al lui Dumnezeu. Adică trăirea îngerească, trăirea după sfințenie și trăirea în mucenicie. Și aici mucenicii nu stăteau să comenteze, că cineva a spus, mucenicii pot fi socotiți ca și sinucigașii, pentru că ei se duceau ca chiori acolo și mureau. Nu jertfim idolului, taie-ne capul, spânzură-ne, trage-ne cu gheare de fier, însulițează-ne, trage cu sulița noi, taie capul cu sabia, dă-ne o travă, fierbe-ne apă clocotită, bagă-ne în smoală, dă-ne la fiare. Nu e o nebunie? În prima idee, dacă ar fi ProTV-ul să fi trăit pe vremea vieților sfinților, vă dați seama că fiecare știre bombă avea să sune așa. Încă un fanatic s-a aruncat în arena cu lei. Ei nu erau fanatici, erau doritori de Hristos. Doreau să scurteze împărăția pământească pentru cea cerească, dar nu doreau să o scurteze din emfază, din mizerie, din megalomanie, ci din dorința de a nu se întina cu închinări la idoli, de a nu se întina cu jertfe idolești și de a nu pierde dreapta credință și unirea cu Hristos. Și atunci ei spuneau, Pro Hristo, Doamne, pentru Tine, Hristoase. Și în felul acesta, mii de mucenici au umplut martirologiile Romei și a Ierusalimului și mii de mucenici au umplut sinaxarele și raclele de sfinți prin biserici. Pe unde ne ducem și vedem porțiuni mărunte de oseminte, de trup, de carne, de piele, rămase de 300 de ani, de 500 de ani, de 600 de ani, de 1000 de ani. Gândiți-vă numai la moaștele Sfântului Nicolae și Spiridon, care au trăit acum 1700 de ani. Nu mai vorbim de catacombele Romei, 25 de kilometri de biserică sub pământ, unde acolo sunt mii și mii de sicrie cu moaște, le cumpărau pe bani și în aur, numai să răscumpere trupurile cele sfințite și să le păstreze biserica ca o podoabă sau ca o arvuna nemuririi și a mântuirii. După această cruce spirituală, începe și crucea pământească, care este de acum de origine duhovnicească și sufletească. Și vom găsi aici un călugăr sau un pusnic, aici o monahie sau o femeie trăind în feciorie, aici vom găsi o vădană, aici vom găsi un văduv, aici vom găsi un bolnav, aici vom găsi un suferit, aici vom găsi un copil, aici vom găsi un căsătorit, aici vom găsi un familist. Deci crucea se împarte după jertfa și ținta fiecăruia, dar toate cu rădăcină în Sfânta Scriptură. 1. Bine este să căsătorii, spune Apostolul Pavel, omul decât în foc să ardă. Sau mare-i taina aceasta în Hristos și în biserică. Iată, crucea celor căsătoriți. Vine iarăși la famenul Eutopian acolo și spune, când mergea cu carul, unii se fac fameni pentru Dumnezeu, unii vor să fie fameni pentru Dumnezeu, alții sunt fameni din pântecele maicilor.
Deci, iată, într-un mod închipuit sau într-un mod tainic, călugăria. Și unii fug de această cruce. Deci, pur și simplu, o ocolesc sau o ignoră sau o detestă sau, mă rog, o desacralizează sau, dacă vreți, o ironizează. Și se trezește dita mai bărbatul la 30 de ani, văduv. Se trezește dita mai doamnă la 25-30 de ani, văduvă. Și ar trebui, de ce mi-a dat Dumnezeu aceasta? Păi ți-a dat pentru că crucea vieții tale era de altă structură. Spune Paisia Ghioritu și foarte frumos, că venind la el o tânără fecioară, i-a spus așa: Părinte, și-aș vrea să mă călugăresc, și-aș vrea să mă căsătoresc. Și a spus: bine, fă-le pe amândouă. Ea a luat-o sub formă de ironie. Dar ceea ce a spus bătrânul s-a întâmplat întocmai. Luându-și un vaporean ca soț, jumătate de ani era cu corabia pe mare, jumătate de ani era acasă. Și vine foarte supărată la Sfântul și spune, zice: uite, soțul meu jumătate de ani e pe mare, jumătate de ani e acasă. Păi nu mi-ai spus tu că ai vrea și să te călugărești și să fii căsătorită? Cât este acasă, ești soție, și cât este plecat, ești călugăriță, fale călugăriei. Și iată cum crucea se împlinește așa cum ți-o dorești. Spun unele fete: Părinte, și m-aș mărita și nu m-aș mărita. Aș vrea să mă căsătoresc, să fiu în rând cu lumea, dar aș vrea să fiu și liberă. Dar nu știu dacă e bun să-l iau sau nu. Zic, fă cum vrei. Și la acest răspuns, ce credeți că se întâmplă? Vă spun statisticile. Dintr-o 100 care se căsătoresc, vreo 80 dau divorț. De ce? Fiindcă ar vrea să căsătorească, n-ar vrea să căsătorească. Da, joacă și ei o loterie, să vadă. Ies un ban, ies o afacere, vine luna de miere, eu și întreb, zic, a cules trântorul ceva miere, a cules cacuș, și stupul gol și vă duceți din nou la prisăcar și vreți miere. Păi de ce spuneți treaba asta? Păi dacă a stocat banii de la nuntă, credeți că de acum părinții scoată alții din traiste ca să vă satisfacă? Hai, gata, la treabă. Direcția Italia, direcția Portugalia l-a făcut muncă. Păi da, părinte, că trebuie să ne luăm casă. E firesc. Trebuie să ne luăm masă. E firesc. Trebuie să ne creștem copii. E firesc. Ăsta e rodul. În sudoarea muncii să-ți câștigi pâinea și în sudoarea frunții să te ostenești, Adame, și să stăpânești pe femeia ta, iar ea să se mântuiască prin durerea nașterii de fii. Acum, durerea nașterii de fii o mai poți amăgi cu anestezie sau cu din asta, cezariană. Dar durerea creșterii copiilor este cea mai mare durere și cea mai responsabilă. Și aici, la această cruce a celor căsătoriți, vreau să punctăm trei lucruri simple și interesante. Părintele Paisie Olaru avea o vorbă frumoasă și mie mi-a fost dragă tot timpul. Mi-au fost dragi deopotrivă și mamele cu copii mulți și mamele cu copii puțini. Dar cel mai dragi mi-au fost mamele care și-au educat copiii în frica și certarea Domnului. Adică, degeaba vine una și spune: o, eu am 7. Ai șansa să dai societății 7 derbedei? Sau 6? Sau 9? Sau ai șansa să dai societății 7 oameni gospodari? Ai șansa să dai un derbedeu sau un gospodar? În clipa în care dai cu parul în el. Parul referindu-ne la educația, nu în sensul de bâtă. Și îl scoți cu o școală și îi pui o bucată de pâine în mână. Ai făcut ceva pentru Dumnezeu. Dar dacă nu mai ai făcut și ai lăsat să crească în inerție și ei n-au învățat ceva, n-ai realizat mare lucru. De ce? Că îți va reproșa Dumnezeu. Ai vărsat lacrimi pentru El, te-ai rugat pentru El, te-ai ostenit pentru El și știți cât este părintele responsabil pentru un copil până în clipa când se căsătorește. În clipa în care și-a luat soție, spune Scriptura, va lăsa băiatul sau fata pe mamă și pe tată să va uni de femeia lui și va fi un trup. E altă familie, altă responsabilitate. Dar până îl vezi la casa lui, ești responsabil de păcatele lui și de educația lui. Și trebuie cu timp și fără timp să cerți, să mustri și să îndemni, pentru că altfel te faci vinovat de nașterea copiilor tăi. Și cineva va zice: păi da, părinte, dar scrie în Scriptură, creșteți și vă mulțiți. Da? Dar nu ca șobolanii, nu ca șoarecii de câmp, nu ca rozătoarele,
ca oamenii, raționament sănătos, credință sănătoasă, evlavie adevărată, rugăciune adevărată. Păi ce faci? Mai adaugi doi criminali la societate, mai adaugi doi hoți, mai adaugi doi drogați, mai adaugi doi bătăuși, mai adaugi doi desfrânați. Are societatea, n-are nevoie. Deci ăsta e rostul. De aceea este și o cântare legată de crucea mamelor care spune așa: știi tu, are mamă, datoria ta? Este foarte mare. Întâi că nu l-ai fript și nu l-ai opărit, că l-ai dus la școală și l-ai scos cu diploma de liceu sau, ca de sau de facultate, dar și modul în care l-ai învățat să-și facă cruce, să se închine și să se teamă de Dumnezeu. Pentru că asta este esența finală a creșterii de fii. Oglinda părinților. Deci când mori să aibă cine îți pune lumânarea la cap, când mori să aibă cine îți bate cuiul la sicriu sau cine dau un colac peste groapă sau o colivă la 7 ani, la 1 an, la 2, la 9, la cât o fi. De ce? Este cea mai grea cruce. Dacă unii cred că însurătoarea e cea mai ușoară, eu vă spun că e cea mai responsabilă. Dacă unii cred că însurătoarea e cea mai distractivă, că spunea, a, mi-am luat nevastă, mergem la munte, avem cort, ne-am distrat, a, ce show-uri, nu e asta viața. Show-ul începe din clipa în care plânge bebiță în brațe și trebuie să-l faci om în societate și să-i găsești loc în societate. Adică, un inginer bătrân se schimbă cu unul tânăr, un doctor bătrân cu unul tânăr, un învățător bătrân cu unul tânăr, un avocat cu unul tânăr, un judecător cu unul tânăr, un bucătar cu unul tânăr, un asistent cu unul tânăr. Deci asta e rolul societății. Societatea este ca o placă de circuit integrat, în care centrul e Dumnezeu sau oglinda prin care ne uităm, iar noi suntem piesele pe acea tablă a lumii despre care Mântuitorul Iisus Hristos a spus așa: pliniva căderi, zdrobiva capetele multora. Și pentru că suntem la capitolul crucii, vreau să amintesc și lucrul ăsta legat tot de crucea căsătoriei. Este la fel de mare și de superioară și la fel de duhovnicească și de înaltă ca lucrare ca și crucea călugăriei. De ce? Dacă în călugărie n-ai lăsat un ucenic bun în urmă, distrugi o mănăstire care e casa lui Dumnezeu. Dacă în familie n-ai lăsat un băiat bun în urmă, distrugi numele tău și moștenirea ta și e un păcat înaintea lui Dumnezeu. Dacă spunem în societate, a, ai un om de nimic, și despre un călugăr poți să spui la fel, a, da, ai un slujitor de nimic. Ei, această blasfemie este judecată în Sfânta Scriptură cu această judecată. Cine va zminti pe unul din cei mai mici ai mei, mai bine își va lega decât o piatră de moară și s-ar arunca în mare. Deci, vedeți, și era și un canon, nu mai știu exact esența, impravila bisericească a lui Sachelare, spune așa: dacă un călugăr smintește pe un mirean, este vrednic de ghienă. De ce? Călugării sunt lumina mirenilor, iar îngerii sunt lumina călugărilor. Deci noi mergem în ordinea scadentă, din treaptă în treaptă. Îngerii sunt primii slujitori al lui Dumnezeu, călugării, după Serafim de Sarov și Vasile cel Mare, sunt armata de geniu sau crucea cea mai înaltă, și apoi vin creștinii, care sunt baza crucii, și apoi este pământul cu toate celelalte viețuitoare care, datorită nouă, trăiesc în armonie. Și aici ne legăm de ceea ce a spus Dumnezeu. Căci Dumnezeu a iubit lumea, n-a spus oamenii, putea spune oamenii, a iubit lumea încât pe unul născut fiul său l-a dat ca oricine încrede în el să nu piară și să aibă viață veșnică. Deci ce descoperim din crucea spirituală? Rodul sau rolul nostru în crucea spirituală este de a ține vie viața lui Hristos. Ce înseamnă viața lui Hristos? Tot apostolul ne spune: urmați sfaturile învățătorilor voștri, ascultați de mai mari voștri, urmați-le îndemnul și credința, prorociile să nu le stingeți, învățăturile să nu le defăimați. Spune în rugăciune de la Sfântul Maslu. De ce? Ca să înțelegem că datoria noastră, noi nu mai să facem cruce, gata, am făcut cruce, m-am luat de o grijă, sunt credincios. Nu. Ești dator să duci pe mai departe apostolia casei și apostolia familiei. Și chiar cu
chiar cu riscul de a părea ridicol, în fiecare familie, pe descendența noastră, deci mergând în jos de unde am venit până unde suntem noi, veți vedea că veți găsi o bătrână credincioasă, un bătrân cântăreț la biserică, un străbunic sau o rudă preot, un bunic sau un străbunic, ceva care a fost călugăr sau a stat pe la mănăstire. Deci e în tradiție. Deci e în sângele poporului lucrul acesta, ca pe linie, căutând în sus și în jos, să găsești ce? Elementele care au contribuit la perpetuarea acelei credințe în familia respectivă. Și ei îți spun, când îi spovedești, părinte, eu nu sunt prea credincios, dar știți, după mama mea am o rudă care a fost preot, sau era cântăresc bisericesc, sau era clopotar la biserică, sau a fost călugăr la cutare mănăstire. A fost și este, pentru că este și în cer și pe pământ. Și ca să vedeți cât e de mare această cruce spirituală, vă aduc aminte un singur lucru. Într-o istorioară din Lapsa Icon, spunea așa, că iadul era plin de flăcări. Iadul era plin de flăcări. Toată lumea plângea, numai unul singur râdea. Și a zis, dar tu de ce râzi în aceste suspinuri și greutăți în care toată lumea se frământă? Peste 50 de ani, unul din neamul meu se va face călugăr și ne va izbăvi pe toți. Deci, iată motivația. Pentru că acolo în casa unde există un credincios, cineva mântuit, mamă, tată, unchi, străbunic, bunic, para-străbunic, ce a fost preot sau călugăr, el poate mântui sau poate avea efect asupra rugăciunii lui la Dumnezeu dacă și-a câștigat îndrăzneala și iertarea de păcate, poate mântui 7 neamuri în jos și 7 neamuri în sus. Deci asta e tradiția, atât de mare e puterea rugăciunii la Dumnezeu pentru un sfânt mântuit. Pentru că v-am mai spus și repet, în această cruce spirituală avem o taină, Duminica tuturor Sfinților. Și de ce acum mai nou ați văzut că biserica a și pus și o sărbătoare locală de ordin național, Duminica tuturor Sfinților Români. În Duminica tuturor Sfinților Români, v-am mai spus odată, nu intră numai cei care îi vedem noi pe bizantinologia bisericii, cu aureole sau cu camelafce. Nu, că n-au fost sfinți numai din mănăstiri. Noi nu știm ce bătrâni sfinți s-au mântuit, ce bătrâni au trăit, ce mame, ce ostași pe câmpurile de luptă, ce copii, ce prunci. Deci noi nu știm. Pământul e plin de sfinți. Deci pământul e plin de sfinți. Deci primul blestem care pică peste noi ca români, nu pică blestemul necredinței. Asta e o apă de ploaie. Pică blestemul desacralizării pământului care a înghițit acești sfinți. Și vă dau o pildă. Chiar glumeam odată și mi-a zis cineva, da, dacă Dumnezeu e așa de drept, de ce lasă atâtea rele în lume? Și am spus, zic, eu îți dau o motivație, pentru care Dumnezeu poate pedepsi pământul. Știm noi, sub toate cluburile acestea de dezmăți, câți morți sfinți zac sub acele locuri, iar noi deasupra ne desfrânăm ca draci, fumăm, bem, ne drogăm și sărim ca descreierațe? Păi, zic, nu m-am gândit la asta. Bag-o în cutia milei, rumeg-o, analizează-o și trage o concluzie. Ce zice ăla pe pieptul căruia tu joci și el a murit cu arma în mână, tras cu sulița de un turc sau de un hun sau de un slav sau de un got sau de un polon sau de un austro-ungar sau de un tătar care a trecut pe acolo și i-a tras o suliță în cap și ăla a rămas sublie. Și tu acolo ai făcut club de distracție. Joci biliard, bei, mănânci, desfrânezi, te droghezi, sari în sus și asculți muzică. Tu joci pe sufletul lui, pe trupul lui. Și dedesubt îi mireasmă sfințenii. Toată lumea mergea la mănăstirea Neamț și călca pe alei acolo. Intra și ieșa din biserică. Și când Sfântul a socotit momentul potrivit, când ateismul era mai în floare, pur și simplu a crescut pământul ca drojdea și a dat Sfântul afară. Ca să le arate că nu s-a potmolit în ciment, în petroaie, în fier beton, în schelete, în armături. Și ce-a găsit? Sfântul necunoscut. De ce? N-a vrut să aibă nume. N-au meritat oamenii să-i cunoască numele și să se roage lui cu evlavie
Și atunci când se vor ruga cu credință, El să le împlinească rugăciunea. Deci iată puterea crucii spirituale. Dar gândiți-vă că această cruce spirituală a fost împletită cu o cruce a căsătoriei. Dacă n-ar fi avut o mamă dreaptă, sau un tată evlavios sau credincios, ăla nu putea să fie sub lestezile alea, că n-avea cine îl dărui bisericii. Ce frumos a spus Ioachim Șana, orice vom naște, vom dărui bisericii. Iată primul sacrament, familia sfântă, prima cruce aleasă. Și în momentul când auzi lucrul acesta, ce frumos vine Hristos și comentează. Fericiți cei ce ascultă cuvântul Dumnezeu. Toți sunt fericiți. Dar cei mai fericiți sunt cei ce îl fac pe El. De ce? Pentru că îi fericește Duhul Sfânt. Îi fericește dumnezeirea, treimea, harul, lumina. Dar femeia simplă din popor și-a dat și ea cu părerea ferice de pântecele și te-a purtat și sânii la care ai sub. Putea să zică halal de mama ce te-a hrănit la sân și te-a dus în pântece. Deci, vedeți, a fost o formă mai duhovnicească de exprimare a apostolului și evanghelistului Luca când a scris pasajul ferice de pântecele ce te-a purtat. Că nu l-a purtat la întâmplare. Dacă ținem cont de crucea căsătoriei la dezmățul zilelor noastre, mă întreb un singur lucru și am mai spus asta într-o predică. Cum ar trebui să arate copiii noștri deschimonosiți în raport de cât ne urât ne scălămbăim noi când ne desfrânăm? Ați văzut câte metode, câte paranebunii și tâmpenii și tratate și scrieri și reclame. Când de fapt actul acesta e o taină sacră neștiută de nimeni și nascuns. Ce frumos spunea în scripturile Vechiului Testament. Și-a cunoscut Zaharia pe Elisabeta. Și-a cunoscut Ioachim pe Ana. Și-a cunoscut Moise pe Cutare. Sau cum era fiecare familie, Avram pe Sara. Sau ce a intrat Avram la Sara. Și noi acum facem niște fabulații pe seama aceasta, care de fapt ce-i? Taina existenței noastre, taina vieții. Ce este de fapt crucea căsătoriei? Este perpetuarea neamului omenesc, nașterea vieții din viață. Și noi am făcut din ea ce? Reclama celor mai mari urgii și nenorociri. Și atunci tu vrei să nu se mâne Dumnezeu. Și mai mult decât atât, spune acolo, căci n-a trimis, fiți atenți ce frumos, căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume să judece lumea, ci să o mântuiască prin El lumea. Ia că aici e cam încălcită. N-a spus simplu, ci să mântuiască lumea, ci să mântuiască prin El lumea. Și aici ce știm? Pe cel ce vine la mine, nu-l voi da afară. Dar în același timp, același Hristos, prin gura evanghelistului Luca, lasă scris și aceste cuvinte. Nu toți cei ce zic, Doamne, Doamne, vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, căci mulți sunt chemați, dar puțini aleși. Și spune, largă-i poarta ce duce la pierzare și strâmtă-i ușa pe care să merge la mântuire. Deci, vedeți, sunt niște taine în Scriptură cu două tăișuri. A ce crezi că ți se cuvine, a ce ți se ia? Că așa spune și în Scriptură, celui care are îi se dă, iar celui care n-are îi se ia și ce are. Pentru că Mântuitorul Iisus Hristos a venit în lume cu trei argumente. Eu sunt ușa oilor, a spus clar. Eu sunt ușa Tatălui și eu sunt păstorul cel bun. Cel ce vine după mine îmi urmează mie și oile mele cunosc glasul meu și mă cunosc pe mine și merg după mine și după aia și se analizează. Dar cine sare pe aiurea în staul îi fur și tâlhar. Și avem pe aiurea în staul, slavă Domnului, 300 de secte raționaliste și 800 intelectualiste din astea care circulă în toată lumea. Ăștia sunt toți fur și tâlhari. Noi vorbim de mântuirea lumii, dar nu putem vorbi de mântuirea sufletului, pentru că mântuirea e o lucrare de obște. De-aia spunem toți în biserică, Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește, și biserica răspunde, Doamne miluiește. Dar mântuirea e în particular, pentru că avem o judecată numai particulară. Și faptele noastre ne vor osândi sau ne vor ridica. Că așa spune Mântuitorul, în ce te voi găsi, între aceea te voi lua și cum te voi găsi, așa te voi judeca. Și v-am spus, la această cruce sunt două riscuri. Unu, să fii toată viața credincios și să pierzi
jocul pe ultima sută de metri, să era un pusnic în pustie și după ce a stat 70 de ani acolo și s-a nevoit în pustie, i-a dat dracu pe minte și așa stă degeaba. Și și-a luat bagajul să plece și rapid s-a arătat îngerul și i-a spus: părinte, întoarce-te și hai să ne rugăm că mâine vin ai mei ca să mă ia. Bătrânul n-a înțeles termenul. Și ăsta iarăși a spus: vin ai mei ca să mă ia. Și a stat bătrânul până a doua zi să vadă cine sunt ai lui, că și așa nu i-a cunoscut niciodată. Și a doua zi pe la prânz au venit îngerii și au luat sufletul. Lui ăla care i-a spus: stai pe loc. Și a zis: măi, stau de 70 de ani în pustie și uite, n-am știut anii ăștia pe cine am lângă mine. Deci nu numărul de ani de stat în pustie i-a dat virtutea, ci lucrarea. Deci, vedeți, au venit vina ai mei ca să mă ia. Deci, așa și noi nu știm când vin ai noștri să ne ia. De-aia e bine să ne găsească în lucrare. Și mitropolitul Antonie Plămădeală spunea foarte frumos întotdeauna, venind ucenicul la el, i-a spus: părinte, sunt atât de netrebnic, iar am căzut. Și bătrânul i-a spus: ridică-te. Și el arăși a venit și a spus: părinte, același nemernic vine înaintea ta, iar am căzut. Ridică-te și de data asta. Și iarăși vine și spune: părinte, același nemernic cu rușine vine înaintea ta și spune că iar am căzut. Iar ridică-te! Și la un moment dat, tot intrusul îi spune: ce bătrâne, dar până când o să mă ierți? Până când n-ai să mai greșești. Dar oare până când voi cădea? Până când vei sta ridicat? Păi și mă voi mântui? Țintește să fii mereu în picioare, nu contează de câte ori caz. Așa spune Scriptura: cazi, ridică-te. A sta în păcat e drăcește, a păcătui e omenește, a nu cădea este îngerește. După Sfinții Părinți. Deci dorința și ținta voastră nu este de a face performanțe. Dorința noastră e de a sta în picioare. Pentru că de aia și spune Scriptura: să ia aminte cel ce stă să nu cadă. După ce am analizat aspectul acesta al lucrurilor, acum trecem la o cruce care este de altă natură. Știm așa, plata păcatului este moartea. Dumnezeu pe cine ceartă, iubește, pe cine încearcă, mântuiește sau îl curățește, și știm că focul și aurul se lămuresc împreună în topitoare și aurul strălucește mai mult, așa și încercările sunt pe potrivă. Aici, la această cruce, putem găsi mai multe exemple. Avem o cruce care ține de oamenii infirmi. E o cruce a lor și trebuie să o ducă. Pe aceștia nu trebuie să-i disprețuim, trebuie să-i ajutăm. Aici e adevărata filantropie, nu șomajul la studenți. Și cineva va zice: dar ce aveți, părinte, cu ei? N-am nimic. Ca să înveți, e datoria ta de tânăr. Ca să ajungi bătrân, e datoria lui Dumnezeu să ne iubească și să ne dea anii aia. Deci în clipa când unui om fără mână îi dai un ban, pe Dumnezeu împrumut să o ajuți. Dar în clipa în care un student e șomaj, nu e chiar o virtute. El poate munci că e tânăr și în putere. În clipa în care ai un paralizat în pat, o altă cruce. În clipa în care ai un canceros în pat, o altă cruce. În clipa în care ai un orb, o altă cruce. În clipa în care ai un surd, o altă cruce. Și tot așa. Deci crucele se pot înmulți. Dar aceste cruci trebuie să aibă la baza lor cuvintele Mântuitorului. Cine a greșit, el sau părinții lui? Nici el și nici părinții lui. Aici se preaslăvește Dumnezeu. Adică să înțelegem că boala acelor oameni n-a fost cauzată. Adică poți să bei până paralizezi, poți să desfrânezi până te îmbolnăvești, poți să faci toate relele de pe pământ până te pocnește Dumnezeu și atunci aia nu e o cruce, aia e o încercare. Acolo îți trebuie răbdare, smerenie și pocăință. Iar când te-ai născut cu o boală, cum este un copil autist, cum este un copil infirm sau malformat, deci ăia cu adevărat merită milă și compasiune. Deci acolo pui tot sufletul și toată inima și toată bunăvoința. Dar când tu îi spui: nu fuma că te îmbolnăvești, și el fumează,
Doamne ajută, sicrie sunt, cimitir și preot se găsesc. Când îi spui, nu mai bea că te distrugi și el n-ascultă. Doamne ajută, cruci sunt, cimitir este, cruci și preot se găsesc. Deci nu stai să compătimești patima, aceea nu-i virtute, nici nu intră la cruci, pentru că are poporul cinstita vorbă de a spune, așa i-a fost scris, precis că Dumnezeu când l-a zămislit în pântecele măsii, a scris așa, draci, scrierul ăsta stea toată ziua cu paharul în crâșmă. Nu! Aia e menirea lui care l-atrage și Sfântul Ioan Maximovici spune așa, ce nu satură păcatul pe pământ, satură mustrarea de conștiință în iad. Că ce se întâmplă? Dacă, de exemplu, tu ai murit și ai murit în starea de desfrânare, în viața civilă, gata, prindeai concubina, îți făceai treaba, erai fericit. În iad va fi invers. Atât de mult vei pofti păcatul, dar nu vei putea să-l împlinești, că n-ai unde. Te mustră conștiința, îți dorești, vrei să mulțește păcatul, să miește, să lățește, să mărește, dar rămâi doar cu pofta, că restul stă în iad și suferi. Dar suferi lângă pofta respectivă, pe pământ te desfătezi, că e desfătarea în rațiune și în minte, e lângă tine. Pe pământ bei ca bou cu sticla până nu mai poți acolo, arzi de dorul băuturii, dar n-ai de unde bea, te perpelești în foc. Aici fumezi țigară după țigară, dar acolo numai vine pofta, nu mai ai, te arde alt fel de foc, care e mai periculos decât țigara. Citiți-le în Ioan Maximovici, că și eu când le-am citit, chiar întâi am zâmbit, dar după aia mi-am dat seama și cât de aspru e Dumnezeu când își aplică dreptate, adică să-ți dea ceea ce dorești, dar să nu-ți împlinească. Ați văzut poate vreodată un om care n-are țigări, zici că e turbat, că îl mână satana cu parul. Ei, în iad vor suferi de această poftă, dar n-au unde, că acolo e chinul, e drace. Și pe lângă chinul și suferința sufletească de lipsă de Dumnezeu, mai ești chinuit și de aceste pofte care te-au mâncat pe pământ. Și cel mai greu lucru și cele mai grele patimi au toate vămile lor și nu stăm să vorbim de asta, că nu asta ne interesează, și toate se vor cântări după gradele și lucrarea păcatului. Pentru avorturi, pentru clevetire, pentru ucidere, pentru toate nenorocirile astea. Citiți cartea lui Mândiță, cele două volume. De ce v-am spus lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că prin el a vrut să mântuiască lumea. Deci cine, a spus Hristos, cine este cu mine, nu e împotriva mea. Dar cine nu este cu mine, este împotriva mea. Și cel ce n-adună cu mine, risipește. Și chiar azi a adus cineva o foiță frumoasă și era un dialog, a scris-o un tip din ăsta titrat la minte, și era un dialog a omului cu Dumnezeu. Și îl întreabă omul pe Dumnezeu. Doamne, ce nu-ți place ție cel mai mult la oameni? Și dă Dumnezeu răspunsul prin acest palăr care acționează asupra prozei, dialogului respectiv. Nu-mi place că am vrut să-i văd veșnic copii, dar ei se grăbesc să ajungă maturi. Strâng bani până să îmbolnăvesc, agonisesc până nu mai au ce face cu agoniseala și apoi cheltuiesc totul să se facă din nou sănătoși și și-ar dori să fie iarăși copii. Și așa este. Cât nu dau cu coanele să înfrumusețeze și când sunt tineri, se machiază de la 16 ani. Ei cu sprâncene false, cu pudră pe față, cu unghiile făcute, cu ceas la mână, cu în loc de poșetă și jucării are păpușa în brață învălită, ca și cum ar crește copiii la 5 ani. Deci, vedeți mintea îngustă a omului cum se limitează într-un cerc vicios al părerii interioare a creierului, ca la găină. Mănânc grăunța, fac o, mănânc grăunța, fac o, așa și omul. Cresc, mor, cresc, mor, cresc, mor. Deci nimeni nu ridică mintea mai sus de Dumnezeu. Nimeni nu vrea să treacă dincolo de frumusețile văzute ale lumii care ne-a fost dată ca un rai. Și atunci, ultima cruce este crucea suferinței. Și să știți că această cruce a suferinței însumează mai mari greutăți decât crucea bolnavilor și a ceea ce am vorbit până acum. Această cruce a suferinței însumează toate neputințele noastre. Cred că dacă ar fi să râdă Dumnezeu de noi, știți de ce ar râde? Numai de un singur lucru. Toată lumea a învățat această vorbă. Vai ce stresat sunt! Dar cine te stresează, dragă? Nu te stresezi tu singur? Cine te scoală cu noaptea în cap? Cine te aleargă ca de parcă te mână cu biciul de foc? Cine te grăbește? Cine te zorește? Nu tu ești ăla.
Nu tu vrei să le faci pe toate, nu tu vrei să agonisești totul, nu tu vrei să rezolvi totul. Lasă lucrurile în matca lor, ia-le pe rând câte una, fă-le liniștit cum le-au făcut și înaintașii noștri și atunci scapi și de invidie cât de ce are ăla mai mult. Scapi și de răutate cât de ce se descurcă ăla. Scapi și de clevetire și de zaviste, având grija ta decât grija altuia, că era și acolo o istorioară, o istorioară la Sfântul Ioan Iacob, o frază scurtă. Zice, dacă nu se duce mintea sus la ceruri sau la moarte, prea ușor se rătăcește la lucrările de șarte. Și iarăși era una simplă. Dacă nu ai rugăciune și nu ești în trezvie, totdeauna fuge mintea la păcatele străine, adică ce face celălalt. Noi nu ne judecăm prin noi înșine. Noi ne judecăm prin Dumnezeu. Asta a fost greșeala fariseului. Nu că n-ar fi avut fapte bune. A spus, mulțumesc-ți, Doamne, că nu-s ca vameșul ăla. Trebuia să spun așa, mulțumesc-ți, Doamne, că am reușit să urmez ție. Și era mântuit lui ea. Mereu mi-am pus întrebarea, ce-i cu Apocalipsa și cu judecata? Judecata particulară. Dacă Dumnezeu ne-a judecat odată și ne-a spus în rai sau în iad, deci când ai murit atunci, cald, în sicriu, de ce mai e nevoie încă de o judecată? Știți de ce? Se culeg roadele faptelor din lume, a căror sămânță am lăsat-o din viață și urmările ei după ce am murit. Asta e treaba. Deci asta de asta e timpul acesta în care biserica face parastase și liturghii pentru cei adormiți și încearcă să scoată sufletele la lumină. Deci ce ai reușit tu în această viață să lași moștenire, fapte bune, fapte rele, gânduri bune, gânduri rele, apucături proaste, apucături bune, care poate tu le-ai învățat, ca soacră le-ai dat lui ficta, ca ficta le-a dat lui fixa, fixa le-a dat lui nepoața și tot așa, și ele s-au perpetuat. Ei, suma acelor rele pleacă de la izvor și când se cumulează la judecata de obște, tu s-ar putea să ai impresia că ai moșteni raiul cu colăcei și cu lumânări și cu colivă, dar de fapt să stai în iad pentru urmările faptelor tale din urmă săvârșite în viață. Și de ce vă spun lucrul acesta? Nu e de glumă. Mă gândeam într-o zi când stăteam și mai dădeam sfaturi la babi când veneau cu problemele lor, de multe ori, ascultând lucruri puierile sau banale sau nejustificate, ai intenția să ironizez sau să treci cu vederea. Ei, de la o vreme am început să mă gândesc așa. Dar dacă eu îi dau un sfat la întâmplare și ea le ia de bun și face o trăsnaie și trăsnaia aia se prelungește, nu mi se întoarce mie în cârcă, ia să fiu un pic mai atent. Și am început să le dau rugăciuni mai multe. Zic, las că dacă îi dau să roage, n-are timp de prostii. Și atunci, în felul acesta, am constatat și urmările. Au fost trei categorii de urmări. Unii au spus, părinte, de când mă rog, e bine. Alții au spus, mi-ați dat prea mult, n-am făcut deloc. Iar alții au spus așa, nu mai vin aici niciodată, că îți dau o căruță de rugăciuni, de ce nu-mi fac casa biserică? Deci, acesta e răspunsul ecologic. Și atunci am zis așa, e mai bine că nu-și dorește el să-și facă casa biserică, decât să-i spun eu, las că e bine, așa merge înainte. De ce? Pentru că la judecată, cei care stau astăzi în biserică s-ar putea să fie cu mine sub scară. Știți ce-i scara raiului? Și ei să strige la Dumnezeu, Doamne, dar El a spus că se roagă pentru noi. Cum acum ne cer nouă socoteală? Dă-ne rugăciuni, mântuiește-ne, că doar noi i-am plătit să se roage, noi i-am dat să ne pomenească. Nu, fraților, ne rugăm împreună. Noi ne străduim să facem liturghia pentru cereri, dumneavoastră vă străduiți să-i convingeți pe Sfinți că trebuie să ajutați. Și atunci crucea noastră devine cu adevărat spirituală pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Asta e mântuirea prin El. Amin.